Salut! Noi suntem Cocoli și bine venit la Granny Bunita Ău. Deci, Cristina, asta este bunica robot. Bunica robot? La ochi. Uite, vezi? Și-a pus ochi de robot, și-a pus bigudiuri ca să fie așa faină cândva. Și, după cum vezi, ne-a mai jucat o bunică din asta, da? Da, era o mătușă. Da, acum s-a dus la altă casă. Era tot una care dormea, dar eram scaunul cu rotile, dacă mai ții tu minte. E, da. Dar acum această bunică este... la altă casă. Uite, se vede și că este... Și uitați, s-a îmbrăcat în pițu bătrân. Deci vă vedeți că noi avem dreptate, este pițu bătrân. Și dacă fetelor, era pițu tânăr, nu, nu. Fetelor, să știți că nu la oricine le stă bine să se vadă buricul. Buricul să stă doar bine dacă ai abdomen. La... dar bunica s-a înscris la sală. Nu neapărat dacă ai abdomen, dar măcar la mare, nu poți în casă. Bunica s-a... s-a dă pe normal, da? Ce? Normal este un... Știu și eu. Normal este că toate obdurile pe care le-am jucat până acum și first person e dintre aia numai care ți se văd doar mâinile. Și cum vrei să joci? Normal. Normal, am îmi înțeles. Îmi place mai mult normalul decât am first person. Oh, cum vă place mai mult. Deci uitați-vă și voi cel mai mare covor. Deci efectiv, ăsta este covor băbesc. Covor hashtag băbesc. Și uite, aici ca să nu ieșim afară, Cristina, n-ai cum să ieși, că s-o blindat aici tot ușa. Mamă, și ne-a pus și lasere. Tu vezi, asta e laser cu foc, cu ce e ăsta? Nu, dar bunica asta e robot. Hai să apăsăm aici. Apasă. Am apăsat. Mamă. A, dar bunica asta nu-i prea isteață, ne-a pus butonul fix acolo. Nici măcar n-a fost greu să-l desfacem. Și în alt tavanul. Fii atentă, Cristina, după ce urci aici așa sus, trebuie să dai cu pumnul. Punch. Este... de cu pumnul. Am deschis doar o dată așa cu mâna, stilat. Dar unde e bunica? Eu tot o caut. Nu știu, hai să vedem unde e. Aoleu. Stai. Vezi că vine. Cristina. O vedeți? Este aproape ca și casa lui Groani. Tot aceeași idee este, dar că Groani ăsta este în scaunul cu rotile. Cristina, vezi că ea nu poate să urce scările, da? Da. Că se rup. Și noi va trebui să coborâm. Da, admir așa puțin să vezi. Fii atentă. Ce apreciez la femeia asta? În primul rând, este îmbrăcată în roz, da? Da. Ea cândva a fost o piții. Are bigudiul roz. Ea cândva ceea a fost o fetiță. Ceea ce înseamnă că atunci când o să-și dea bigudiurile jos, o să aibă un păr de Victoria's Secret. Și are buba aici, ca și cum tu zici că fetele sunt faine cu buba aici. Nu știu de ce. Uite, vezi buba? Nu, i-am încercat. Știi să-și facă și cu creion. Cum ajungem noi? Vezi săgea de aia de acolo, săgea de cameriță. Cum treci de ea că ea se arată ca ursul? Onu. Poți să las te prind o dată să vezi cum arată. Te-au prins? Nu. Poți să las te prind să vezi cum arată. Hai, lasă să mă prindă. Păr în nas! Păr în nas! De aproape și mai urâtă! Păr într-un nas! Ia uite! Și păr pe barbă! Doamne, că aș vrea să mă mai prind încă o dată. Dar și eu mai vreau o dată, că a fost prea fain. Hai să mă mai prind încă o dată, că e prea tare. Ioi! Prinde-mă și pe mine, bunica. Ai văzut cum e? Ce obraj are? Ma. Da, are nevoie de mult machiaj. Chiar are nevoie. Dar ce s-a întâmplat? Aoleu, stă prin zona asta. Prinde pe ăsta. Săraca, little Timmy. Hai, adică vine aici. Bunica, vine aici la gamer. Eu nu mai las să mă mai prindă. Gata, m-a prins destul. Nu s-a prins, să te prindă, că părul din asta l-a cade pe tine. M-a prins destul. Aici nu cred că poate să intre, deci fii atent. Ce om are cuvor în bucătărie? Sau se poartă? Da. Mulți au. Serios? Da. Ah, ok. Dar uite, că nu e chiar aici unde gătești. Deși se poartă și aici. Oamenii care nu fac nicio fișmitură pe jos. Sunteți voi modern și nu sunt eu, am înțeles. Aici am oamenii care nu fac stropi, înțelegi? Nu mă categorizez. Uite, Cristina, e fân, că ea mâncă fân noaptea. Uite, de exemplu, zice, ce ați mai mâncat și eu ceva? Felix, fân! A săpat o groapă. Stai, Cristina, nu te duc, că ăsta e groapă, deși mitir fântână. Hai să vedeți de aici. Hai să văd. Ia uitați-o. Vedeți? Mamă, deci eu dacă aș merge așa și aș vedea așa, dar sincer să fiu foarte... Uite, ușa de la intrare pe care aveam să scăpăm. Da, e blocată și în interior și în exterior. Na, Cristina, hai să ne ducem aici. După tine, că fetele primele. După mine! Nu știu ce se întâmplă aici, dar cineva n-a mai putut să mai iasă de aici. Mamă, nu-i de mirare la cât de adâncă este. Mamă, dacă tot săpat, o să, vezi? Deci ia sapă. Ai de cap. Eu nu pot să înțeleg. Și... ce aveți, mă, sub casă, mă, peșterile astea? Găsim aur. Și mai e și mai adânc de desubt. Da, uite și tu, au făcut frumos, au pus cărămidă. Da, deci... putea să lase pământ, știi? Nu, păi este alt standard, știi? Alte standarde. Este superb, luxos. Wow, auziți că e cetate, băi. Da, uite aici scările sunt făcute românești, că s-au rupt. Am mers odată pe un pod, eram într-o excursie și am mers la nu știu ce cetate. Și era un pod dintre ăsta de lemn, bă, și era una da, una ba, ceva de genul. Și era foarte sus, știi? Cine ca aici, de sus. Serios? Da, și nu mai puteam de frică când mă uitam pe unde pășeam. Vezi că e balsat de invizibil, du-te pe ea puțin așa, atinge-o. Nu. Treci prin ea, ușor. Nu te cred. Ba da, uite-te. Așa? Nu, adică poți să treci prin ea, să nu stai jos, dacă te împingi, uite, stai în ea. Ce? A, la aia te referi. Da, am sărit, am crezut că nu poți să treci prin ea. Uite la mine că sunt în balustradă, vezi? Oi de mine. Nu știu ce s-a întâmplat. Și chiar cazi? Am căzut. De balustradă doar așa de ochi. Da, te-au furat meșterii.
Incredibil. Au pus doar o poză cu balustrada. Au pus doar o poză. Au pus și materialele le-au furat ei. Da, le-au furat. Să știți că... Ce e asta, mă? Ce e asta, Little Timmy? Așa o cheamă. Vino cu ace. Pis, 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 pis. Dar ce skin e ăsta? Are cadouri la picioare. Și voi ziceți după pisică și tot fuge. Da. Uite pe bunica înapoi, 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 înapoi. Aoleu, nu. Ce ne facem? Trebuie să ne facem un plan, Felix. Fuga, fuga, fuga. Oh, nu. Stânga, 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 stânga. După cine puci te-a prins? Cristina. Uite, oh, noroc de săgeată pentru gamberiță. Bă, este aici o scară. Cum ai sărit? Super. Haide, Felix, că te aștept. Dar nu pot să fug de groane bunii tău. Ia uitați-l. Bă, dar ce mă enervează? Știi ce-a făcut s-o teleportat? Reușești? Ia-o și tu pe cotitură. Așa, fă o curbă dintre aia. Curbă, 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 du-te, du-te, pot, du-te, du-te. Ba da, ba da, ba da, ba da. Hai că o să reușești. Mă prind de groanii bunii tău. Îți ține pumnii. Așa. Super tare. Pleacă. Mamă, uite, asta e lopată, știi? Da. Și ăstea, ăsta nu trebuie să le atingi, că știi ce sunt ăștia? De masaj. De masaj. Dar nu știu de ce am avut impresia că trebuie să cadă în groapă. Dar n-am putut să cad, ați văzut? Ăla face, face masaj la ficat. Deci logica mea a fost că mă duc prin groapă. Uh-huh. Uite, 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 ved găleata asta de aici, nu știu cu ea. Nu, Cristina, asta e fost închisoare, ia uite aici gratile. Da, văd. Auzi, dar faceți-vă și voi podul, renovați la pod. Felix! Nu, era cam pod la bunici, nu trebuia să ne punem amândoi deodată. S-o rup și cu mine. Și cu tine. Înseamnă că tu ești de vină. Ai de mine, s-o rup și cu celălalt. A, cred că nu trebuie să mergi, trebuie să țopăi. Uh-huh. Țop, țop. Înțelegeți? Ce mă enervezi? Ce, că eu am trecut și tu, nu? Nu, mă enervez că... uite, e o fată aici. O, ce mă enervezi? Pe Felix, cu răbdare, treci și bata. Little Timmy, pisica aia, știi? Da, ce-am făcut-o. Îi fac șulul ăsta? Tic, tic, așa. Stai că vreau să vină la acolo, să-i fac eu farsă lui pisica Timmy. Ia, stai, să vezi. Am întotdeauna, fii mai rapid. Bă, de acolo de pisica, să-l fac, bă. Și pisicile aterizează ochii din picioare. Unde ne băgăm pe ei, șampot? Cădem? What? Oh, mamă. Șmecherie în pălărie. Ai ce cu viteză, Cristina? 3, 2, 1, rupeți butonul de cocolai în secunda asta. Dar pisicuța de ce-i prima? Ce? Pisicile aleargă mai repede, se știe. Acuși cade, că e la fel de pricepută ca și tine. La un moment dat o să cadă. Dar ce, că eu sunt foarte pricepută. Stai să vedem care dintre noi cade. Că eu văd că mă descurc. Oh my god, o căzut. M-am zis? Da, dar eu n-am căzut. Hai să te vedem pe tine cum cazi. N-ai căzut, bă, gamerile, bă. Uite, Cristina, una am crezut că-i frânghe, că se vedea și așa la pisicuța aia, sărăcuța, a căzut. Nu las-o cadă. Cristina, uite așa pânză de pajanjen. Nu, n-am mai făcut curat bunica de mult. De când nu mai merge, e cam greu. Mă, dar nu pot să înțeleg. Obi-o să te tare șmecheros. Într-adevăr. Iar am un sunt gratii. Ia uite, eu am mers prin gratii. Dar nu înțeleg. Pe afară. Am ajuns. Dar și așa beznă. Cristina, uite, te-am vrut să iau partea aia, dar uite, merge după săgeți. Nu știu dacă vine bunica, dar hai să nu vedem. Iar în altă pivniță. Da, bunica merge numai pe pivnițe. Stai că aici parcă văd că vine. Alo? Bunii? Bunii, granit, unii tău? Hmm? A, uite aici, ce trebuie să facem? Trebuie să dăm aici să... Să desfacem toate valvele astea. Să închidem valvele, iubire. Așa, le închidem? Păi, da, dacă saburi. Saburi și te aburește. Cred că vrei să te aburească. Nu vreau să mă aburească. Nu e bine să fii aburit în viață. De către nimeni. Așa, acum poți să mergi. Da, s-au închis, poți să mergi la distracție. Bun, așa lopata asta poți să o iau să facem ceva, nu se face nimic. Nu, e doar de decor, bunica nu lucrează. Stai. Cred că e la în casă, că uite, e tapetul ăsta șmicheresc. Ai dreptate. E tapetul ăsta, băpesc. Sigur, e pe aici. Că vine bolovanul. Știi cum se cheamă tapetul ăsta, mergi nedeman? Ce tapet doriți, doamnă? Ce tapet aveți? Avem tapetul pentru bătrâni, tapetul babă? Așa se cheamă, efectiv. Uite, bunica face chiftele. Mamă, să fiu eu. Așa s-a numit pe toată babă. Vezi, ea face chiftele, doar că eu și camar, știi? Și astea sunt prea mari și le dă la o parte. Stai că și bine bolovan cu eu, nu m-aș duce, nu merge pe risc. Ia uite. Așa-s capcare să nu fugă nepoții. Ha. Dar există foarte tare, dacă ar exista în realitate, ce? O chestie dintre astea. Da, că te strivește, Cristina. Te face... E bine, dar să fie din puf. Să vezi din puf? Da. Doar așa ideea. Pe poate există, la asiatici, la cine știe. Auleu, stai, că nu știu cum faci. Ce ai făcut, iubita? Păi nu acolo, dragostea mea. Aici. Nu acolo, era săgeată, iubita. Uite săgeată acolo, am atât de la început. Tu-ți înapoi, aici, păschi bolovanul. Uite, iubirea, era săgeată aia ultima. Eu n-am mai văzut-o. Înapoi. Am vrut să fac dintr-una.
Dar nu sunt așa de cameriță, ha? Păi, Cristina, și tot te-ai dus la Bolovan. Dar nu știu. Stânga. Păi, dar săgeata e acolo. Nu, nu, vezi. N-am văzut-o, serios. Doamne, că e pentru cameriță. Zice, pentru cocos, Cristina, am pus special ca să nu se ducă la Bolovan. Și tot acolo am mers. Să mă duc sus, să văd cum gătește bunica chiftelele astea. Da, dar nu chiftele astea, e Bolovan, de la care te strivește. Eu nu am văzut săgeata asta, vă zic sincer. Și acum mergem prin partea da, asta. Da, și aici trebuie să faci obi. Bun. Hai de mine. Uite, noua casa bunicii. N-a avut bani de toate scările. Nu, a furat-o meșterii, ea are bani. A furat-o meșterii și a ieșit casa un obi. Uite, uite, aici trebuie să te pui pe platforma asta așa, să dai pe start. Cu verde, dai cu nasul. Așa. Deci când te fură meșterii, este casa obi. Casa obi. Asta e șmecherie. Să le spuneți la părinții voștri vorba asta de duh. Asta e vorba înțeleaptă. 2023 Cocolix. Nu, Cocos Cristina, că... Cocos Cristina, eu sunt... Duh, auzi. Dar așa cred că ne batem gura din bunii tău. Vezi că e o gaură mare în jos. A, e apă? O groapă. Ai de mine. Păi e apă. Asta e piscina. Asta e piscina. Păi ne mă amuză cum ai ocolit tu și nu trebuia să ocolești. Da, văd, știu. Aici cred că e un obi și la sfârșit când ne batem gura din bunii tău. Eu cred că ziua pe lumină e foarte luxos pe aici. Ia, uite. O, ce e aici? Un turn? E turnul obi. Deci vreau să văd cum arată piscina. Uite, știu ce bine arată. Ai piscina. Zici că e din Bali. Piscina olimpică. Arată super mega frumos. Natural, așa. Ce? A, eu am văzut-o pe bunică. Uite-te, e acolo jos. Unde? Vezi, se plimbă. Dacă mergem la imediat. Eu vin în coace. Am câștigat! Uite, Cristina, ia-ți speed. Bă, are statuie. Și ia-ți walking speed. Uite, știu. Numai bogătași au. Da. 100 sau 50? 50. Și merge... Numai bogătași au aici. Ai luat 50, da? Da. Și hai să mergem la groane bunii tău aici jos. Sari? Hai, așa, uite, așa. Așa, acum am sărit-o în față mult, da? Nu ne poți prinde! Vezi că vine. Cristina, vină în coază așa puțin. Și explic că și mie cu ce să-mi dau ca să-mi scopă rota din nas. Te rog frumos așa. Te rog. Că tu știi când doresc să am un prieten milionar? Că nu trebuie mari lucruri, doar să vorbesc cu el, măcar capul să fie fain, că restul nu contează. Vorbești pe internet? Da, și după aceea se îndrăgostește de mine, trimite bani și după aceea eu fac o casă și mai faină, care nu o să mai fie obi, o să fie casă. Dar ai grijă să nu te mai fure meșterii. Nu mai mă fură meșterii acum, că-i bat. Vin după ei și bat. Dar super mără, tare. Zim cu ce-ți dai tu, cu vid, cu ceva, să cumpără din azi, ceară, că eu zic să-ți faci laser. Laser costă scump asta, nu mă găsesc prieten. Vrei că ne-am strafoat foarte tare. Hai, eu las să mă prindă. Așa. Mamă, are nasul ca un cartof, e de altă culoare. Aveți și voi link-ul în descriere. Obiul ăsta sunt super șmecherești. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Coco like și ne vedem data viitoare. Pa! Pa.